Universitate, în parteneriat cu Universitatea de Studii Economice din București, Fundația Colegiul Național de Apărare, Calea Europeană Global News Intelligence și Middle East Political and Economic Institute, alături de invitații săi, vă propun o fotografie de moment a ceea ce se întâmplă astăzi în Europa. Și nu numai atât, vă propun și o fotografie de moment cu ceea ce ar trebui să facă România în acest nou context. Deși opțiunea noastră strategică este o opțiune fermă, euroatlantică și pro-americană, din punct de vedere politic și din punct de vedere al politicii externe, România încă nu și-a solidificat o strategie. Știm cu toții că Europa trece prin câteva momente destul de grele, o criză economică, una de securitate și nu în ultimul rând una de politică. Cu o Grecie aflată pe marginea prăpastiei, cu un regat unit care nu s-a regăsit niciodată în construcția actuală, cu standardul autonomiei și segregării fluturat prin tot felul de regiuni cu probleme istorice, cu o frontieră europeană permeabilă amenințărilor venite din Africa și Orientul Mijlociu, cu o criză economică împrumutată de peste Atlantic și nu numai și o federație rusă care sponsorizează partide extremiste din nucleul dur al Europei, cu o revoltă a periferiei față de centru în chestiunea cotelor refugiaților și o graniță de est a NATO ținută în șah de vecinul de la răsărit, Uniunea Europeană arată într-un fel în care n-a mai arătat niciodată. Ne punem întrebarea, în această Europa, România ce rol va juca? Cum va gestiona interesele naționale într-o asemenea conjunctură? Scuduită ea însăși de crize și o serie de crize profunde, România n-a găsit niciodată sau încă tonalitatea potrivită în a-și interpreta partitura în acest context. Are România o partitură? Are o strategie de ieșire din criză? Poate ea contribui la aplanarea unor crize regionale și zonale? Va capota Europa în fața acestor provocări? Dacă da, unde se va plasa România, ori va fi plasată în acest context? Este reală o nouă cortină de fier? Rămâne criteriul solidarității în momente de criză singurul mod de partajare al statelor membre? Va fi capabilă clasa politică din România să gestioneze eficient o posibilă tranziție de la Europa Unită la una cu două viteze? Prin urmare, ceea ce vă propunem este un răspuns și la aceste întrebări și la altele, care încă nu s-au pus. Și avem invitați o serie de analiști, jurnaliști de politică externă, economiști, analiști militari, care vor încerca rând pe rând să ne spună câte ceva despre contextul actual și opțiunile României. Îl invit în prima instanță pe domnul Marius Stoian, jurnalist independent și fondator al Clubului România. Da, e mai bine pentru că sunt butoanele de la camera acolo și... Bună seara! Deci, sigur, sunt foarte multe provocări pe care le-a lansat colegul meu, le-a pus una peste alta, așa, într-un graf, încât pare că am asistat la sfârșitul Pământului. De-a lungul timpului, sigur că pentru cei care au trăit mai mult, au văzut mai multe perioade în care s-au suprapus crize de diverse naturi și de diverse grade. Unele dintre ele s-au rezolvat, altele trenează, nu s-au rezolvat nici astăzi sau sunt cumva în incubare. Dacă vă aduceți aminte, unii dintre dumneavoastră, până anii 70, era ofensiva terorismului în Europa. Brigăzile Roșii, Bader-Meinhof și așa mai departe. Și atunci apărea că Europa nu mai are nicio șansă. Bașca că la aceasta, punând tot așa într-o ordine lucrurile, s-a adăugat și faptul că era divizată, existau două zone, cea comunistă și cea Europei Occidentale, care, pe baza căreia s-a format, mă rog, în sfârșit, ceea ce numim astăzi Uniunea Europeană, după aceea și cu contribuția țărilor din Est.
privind și mai înapoi, o să găsim tot felul de argumente să credem că momentele sunt, desigur, tensionate și sunt suprapuneri de crize. În fond, este o dinamică a istoriei. Nu știu dacă perioada de astăzi poate fi caracterizată prin mult mai multe evenimente negative decât perioada de acum 10 ani. Poate natura lor s-a schimbat, într-adevăr. Poate s-a schimbat și paradigma în care trebuie unele dintre ele interpretate. Dar, pe fond, eu spun așa, că este bine să nu rămânem captivi, desigur, într-o anumită idee că tot ceea ce s-a câștigat pentru noi prin apartenența la Uniunea Europeană este un dat pentru totdeauna și că nu mai trebuie să facem nimic în direcția asta, că oricum ne merităm statutul și că vom fi acolo. Și aici fac o paranteză. Mare atenție! Deci, în ultima perioadă, mai ales după războiul din Crimea, există o ofensivă așa pe mai multe canale care încearcă să trateze România inducând ideea că, de fapt, Uniunea Europeană este o chestiune de politică externă a României. Nu, Uniunea Europeană este o chestiune de politică internă a României. Sigur că sunt și structuri și oameni care au interes să-și discute acolo în areal și de aici o parte, dar sunt, în special, aceste lucruri sunt minore în raport cu o ofensivă propagandistică venită dinspre Est, și aici nu avem de ce să ne ascundem că e venită dinspre Rusia, o vedeți și pe rețelele sociale, o vedeți și în argumentele pe care unii cetățeni le prezintă în fața opiniei publice, cum că Bruxelles strivește România, că Uniunea Europeană strivește România, ea fiind prezentată chiar și de către oameni iluștri din punct de vedere al înțelegerii fenomenului, cum ar fi Mircea Malița, ca un factor opresiv la adresa României. Stimați prieteni, suntem în Uniunea Europeană. Și acum revenim la chestiune. Problemele cu care ne confruntăm astăzi sunt niște probleme normale, spune de lucru. Ceea ce am câștigat noi trebuie în permanență upgradat. Asta ce înseamnă? Noi am pătruns în Uniunea Europeană, am intrat acolo, ne-am însușit formal o serie de valori, dar nu suntem complet integrați. Deci eu cred că înainte de a ne bloca în scenarii, există o chestiune fundamentală pe care o observ în România, cel puțin de când sunt eu atent, dar cu precădere în ultimii ani. Ne blocăm în scenarii conspiraționiste, cine ce face și în ce fel face, dar noi nu ne mai vedem de treabă în timpul ăsta. Adică așteptăm să vedem cum vor decide oamenii ăia, pe unde ori decide ei adunați pe nu știu unde, dar noi nu mai punem, cum să spune așa, cu un cuvânt mai puțin academic, dar mă rog, suntem în bibliotecă, nu în corpul principal, nu mai punem osul la treabă. Că noi n-am terminat această integrare în Uniunea Europeană. Ca să vorbim acum de variantele alternative. Când deocamdată, în ciuda pericolelor, Uniunea Europeană este stabilă și funcționează. Și sigur că nu vă imaginați că timp de 60 de ani s-au investit atâtea resurse în Uniunea Europeană, sigur, la scară istorică 60 de ani e nimica toate, e o glumă, dar s-au investit 60 de ani resurse de inteligență și resurse financiare pentru un principiu, nu numai pentru bani sau pentru avantaje economice imediate, pentru un principiu unificator și pentru o chestiune care ține de axiologie, de un sistem de valori și de înțelegi că este transversal, ca să se accepte de către toți așa zâmbind ideea că e mai bine să avem o disoluție la nivel de Uniune. Sigur, în acest context, noi trebuie să avem o poziție activă din două puncte de vedere. Unu, să continuăm procesul de integrare reală în Uniunea Europeană, înțelegând prin asta că România trebuie să își însușească până la capăt toate lucrurile care țin de această integrare și nu numai aspectele formale, decurgând din legislație și așa mai departe. Nu putem spune că procesul ăsta e încheiat. Deci până să discutăm de altceva și de o conspirație care ne va plasa în altă sferă în care ne vom război cu clingonienii apăruți ca actor relevant în peisaj, noi trebuie să continuăm procesul de integrare europeană. O a doua chestiune este, și aici vreau să vă spun un lucru, am văzut comentarii critice și destul de acide de la oameni care sunt specializați în politică externă la adresa președintelui Klaus Iohannis și a discursului de la München. Deci vreau să spun două chestiuni.
Prima este extraordinar de bine că președintele s-a dus la München. Asta este fără îndoială. A doua, când noul normal, când incertitudinea devine nou normal, cum suntem astăzi, noi avem o ancoră foarte puternică. Și este parteneriatul cu Statele Unite. Pe lângă asta, avem această a doua ancoră care este Uniunea Europeană. Sigur că discursul nu putea fi excentric. Imaginați-vă acum că în condițiile în care lucrurile stau cum stau, tu renunți și la ancorile astea pe care le ai ca să proiectezi o viziune, cum îi cerea o domnișoară, că n-a fost foarte exploziv și nici foarte fantezist președinte, că n-a lansat niște scenarii așa apocaliptice, cum o schimbăm noi brusc, într-o direcție sau în alta. Revenind acum, deci din punctul meu de vedere, ideea că noi trebuie să participăm direct la solidificarea și la întărirea integrării europene, asta e o idee fundamentală. Nu este, cum spun unii, un text de propagandă. Adică, domne, mergem acolo și spunem și noi ceva. Nu, noi trebuie să contribuim efectiv. Pentru asta trebuie să fim noi integrați până la capăt. Cu toate. Cu toate ale noastre. Inclusiv cu softul mental al nostru, care încă nu e integrat în Uniunea Europeană. Al multora dintre noi. Poate nici al meu. Că vorbitorii nu sunt excluși din situație. Deci, din punctul meu de vedere, una dintre chei este să continuăm integrarea europeană. În ceea ce privește conceptul de o Românie, două Europe, pe care l-am mai auzit, de fapt, este alipirea României de acest concept. Am înțeles că e vorba de o Europa cu două viteze. Despre asta cam vorbim noi de pe la începuturile fondării europene. Am vorbit despre tandemul Merkel-Sarkozy, celebrul tandem Merkozy și așa mai departe. Astăzi văd că a rămas numai Angela Merkel și nici ea. Deci, dintr-un punct de vedere, sigur, să fac presiuni din partea Federației Ruse, sunt încurajate mișcările secesioniste. O lungă perioadă, dacă mă întrebați, aș fi încurajat ideea federalistă. De ce? Pentru că o organizație mare, da? Că este o organizație de tip politic, să spunem Imperiul Austro-Ungar, are la bază două elemente fundamentale. Unul este cultura, da? Cultura, lucrul ăsta, cultura, da, în sensul, cultura în înțelesul larg al termenului, deci care conține instituții, valori, toate lucrurile astea mărunte, deci cultura și organizarea. Deci, din perspectiva asta, Uniunea Europeană stă foarte bine la capitolul organizare. Aici este extrem de bine organizată. Din păcate, ce n-am reușit să facem? N-am reușit să alcătuim o cultură comună peste setul de valori fundamentale. Astea privind drepturile omului, democrație și așa mai departe, sunt și un alt sistem de valori. Plus că pentru fiecare dintre noi, eu vă spun, Uniunea pentru țările membre este o mare necunoscută. Nu ne cunoaștem între noi. Mergeți în Danemarca și întrebați despre Letonia. Să vedeți dacă știu mai mult de două, trei fraze. Nu vorbim că nu e o limbă comună, e o monedă comună. Deci eu, dacă aș fi mers pe o chestiune de integrare, aș fi mers mai degrabă pe latura, că acum latura organizatorică, da, există și e destul de bine pusă la punct, o integrare culturală. Ne tezim chiar și la nivel de istorie, unele asperități și așa mai departe, că istoria e o istorie a conflictelor de obicei. Da? Deci, crearea acestei culturi comune este fundamentală. Alminte, dacă privim încă o dată, fotografia zilei, pare că suntem într-o suită de catastrofe care nu se vor opri decât cu dezmembrarea Uniunii Europene. Aici eu ce pot să vă spun? Sigur că n-am un argument așa colosal cu care să produc vibrație în toată sala și să spun, domnule, știu că mi s-a relevat peste noapte că Uniunea va rămâne în forma actuală. Sigur că întotdeauna aia care suportă povara, dar știu chestiune logică. Aia care suportă povara integrării, deci aia care contribuie cu mai mult la bugetul european, vor fi și cei care vor avea să aibă un cuvânt mai puternic de spus. Dar aici nu-i vina nimănui că noi nu mergem cu oameni pregătiți, nu stăm la mesele care trebuie și nu avem niciodată un cuvânt de spus pe ceea ce privește partea tehnică. Da? Că vorbim de partea tehnică, nu de partea politică, unde între noi fie vorba e și mai puțin important punctul nostru de vedere în chestiunea de politică. Eu cred că Europa își va regăsi drumul, sigur. Poate că nu va mai arăta în forma asta, dar ați văzut că totuși efortul ăsta concentrat al statelor mari, dar și a statelor mici din Europa, n-au produs Grexit-ul, da? Pe care tot așa îl prognozau analiștii catastrofici că se va întâmpla. După părerea mea, e nevoie ca noi să ne vedem deocamdată de treabă. Noi avem întinse... Noi am spus
punctele noastre de vedere pe chestiune mare. Deci noi suntem pentru o integrare mai accentuată în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, și aici nu introduc niciun fel de nuanță, pe de altă parte, în ceea ce privește chestiunile tehnice, mă rog, de aici trebuie să ne implicăm cu resursă umană mai de calitate. Ideea că vom rezolva la București, sigur că e greșită, dar măcar să stăm la masa asta. Deci avem pe nivelul mare declarația politică, noi suntem pentru o integrare din ce în ce mai accentuată a Uniunii Europene și pe nivelul tehnic în care trebuie să acționăm, aici trebuie să acționăm, fix așa. Deci cu oameni pregătiți care să fie capabili să facă față provocărilor de zi cu zi, pe care le ridică participarea noastră la acest efort comun. Mai e o chestiune periculoasă pe care o văd în ultima vreme. Mai încearcă unii să creeze așa un fel de antiteză între relația noastră foarte bună cu Germania și vreau să vă spun că în ultimii ani noi am avut o relație preponderent bună cu Germania. Amintiți-vă că președintele Traian Băsescu, amintiți-vă prestația Angelei Merkel în cazul suspendării președintele Traian Băsescu. Și o să înțelegeți foarte bine că nici în perioada aia relația României cu Germania nu era una proastă. Deci s-a putut face în condițiile în care parteneriatul strategic era, cum se spunea cu niște cuvinte vechi, cheia de boltă a politicii externe românești. Rămâne în continuare că aceste două lucruri sunt consonante, că Uniunea Europeană și Statele Unite nu pot exista separat. Din foarte multe puncte de vedere și în competiția globală în care oricum se întrebă la orizont niște blocuri mari, unul euroasiatic, poate chiar și unul african, valorile civilizate, valorile occidentale sunt Statele Unite plus Uniunea Europeană. Deci din punctul ăsta de vedere, oricine care susține că există o contradicție sau că trebuie să existe o contradicție sau că trebuie accentuat una sau alta sau una în detrimentul altuia să introduce antiteze între Uniunea Europeană și relația noastră privilegiată cu Statele Unite, greșește sau e ticălos. Aici vă mai spun un singur lucru pe care așa îl cred eu. Singura ancoră reală este parteneriatul din ceea ce privește stabilitatea, securitatea României, dar nu numai a României, ci a întregii Europe, este parteneriatul cu strategic cu Statele Unite. Asta e un bun câștigat. Nu știu de ce să tot spune chestiunea asta, că trebuie să punem un bemol pe aia, un diez pe aia, sau să facem în așa fel încât ele să intre în contradicție. La fel, relația cu Germania se poate dezvolta independent de asta. Pe componentele care sunt de interes pentru noi. După părerea mea și închei cu o prognoză, Uniunea Europeană nu se va destrăma, va exista întotdeauna un grup de țări care sunt mai bine poziționate și sunt, le știm și noi, Germania și cu statele din arealul ei de influență, care sunt Olanda, mă rog, Finlanda și încă câteva, și va exista o Europa mai dinspre noi, care nu va avea același cuvânt de spus, dar cum să spun, depinde și de noi să recuperăm decalajele astea istorice și economice, dacă vreți, și de toate planurile, ca să putem sta la masa tehnică cu succes. Deci Europa nu se va destrăma, nu este cazul să creăm antiteze forțate între relația noastră privilegiată cu Statele Unite și relația cu Uniunea Europeană, iar poziția României înseamnă tocmai construcția în continuare acestui parteneriat euroatlantic, sigur, cu atenția pe care trebuie să o avem la evoluțiile regionale și globale. Mulțumesc mult! Îi mulțumim domnului Marius Stoian că ne-a mai lămurit câteva elemente și pentru că a pus primele cărămizele acestei dezbateri și îl invit pe domnul profesor dr. Iulian Focta să ne pună în continuare câteva cărămizi la această dezbatere. Mulțumesc de invitație, vreau să fac o precizare, nu sunt profesor, sunt doctor adevărat, sunt doar conferențiar. Deci, la când ne jucăm cu titlul în România de astăzi, ar fi bine să fim exact în ceea ce spunem că suntem și să fim ceea ce suntem. De-aia vreau să fac precizarea asta, deci n-am nicio pretenție, n-am încă punctajul necesar să fac pasul la profesor universitar, asta este clar, l-am verificat acum vreo lună de zile. Deci, nu vreau să-mi atribui alt titlul decât ăsta pe care l-am, că și pe ăsta, de-abia l-am obținut. Acum, eu nu sunt dat de logmeni și domnilor ca domnul Stoian. Am să fiu ceva mai sec și mai rațional, mai tehnic.
Și aș vrea să împărtășesc optimismul legat de Uniunea Europeană, ca un pro-occidental convins, ar fi nemaipomenit ca Uniunea Europeană să n-aibă nicio problemă. Din păcate, nu e chiar așa și nu e chiar așa, nu că nu vreau eu, ci pentru că trebuie, suntem obligați să luăm în calcul cazuistica, deci ceea ce analiza ne evidențiază. Și mai înainte de a trage concluzii, haide să mergem un pic la fapte. Păi, putem, Uniunea Europeană până la urmă are, nu știu, cred că vreo 60 de ani de existență, poate chiar mai mult, deci avem un avantaj aici, că avem suficientă cazuistică, putem face comparații de ordin istoric. Nici chiar pe vremea războiului rece nu cred că găsim un moment în care Uniunea Europeană să fie avut de gestionat atâtea crize complicate în același timp. Repet, avem suficiente date la dispoziție, ne ajută istoria, nu cred că găsim un moment în evoluția Uniunii Europene în care Uniunea să fie avut de rezolvat atâtea crize importante, complicate în același timp. Deci avem, și nu știu dacă le iau neapărat în ordine de importanță, dar avem în primul rând aspectul de ordin economic. Chiar astăzi discutam de dimineață cu cineva care îmi povestea ce dezastru este Franța din punct de vedere economic. Deci avem aspectul de ordin economic. Viabilitatea Uniunii Europene din punct de vedere economic, criza greacă n-a fost rezolvată, a fost doar, cum să vă spun, translatată pentru alte vremuri, sperând că vor face și grecii ceva. Economiile din sudul Europei sunt toate cu probleme. Chiar dacă italienii se bat cu pumnul în piept, nici ei nu și-au rezolvat complet problemele economice și subiectul ăsta poate fi dezvoltat. Deci e o primă criză. În al doilea rând avem Rusia, care efectiv provoacă, chiar slăbește Uniunea Europeană, după părerea mea, pe mai multe fronturi și se vede, s-a văzut de curând prin articolul scris de George Soros, care atrage atenția asupra acestui aspect, că Rusia nu mai este în momentul ăsta prietena Uniunii Europene. E clar, nu trebuie să dezvolte subiectul ăsta, în mod are tot interesul ca Uniunea Europeană, ca și NATO, de altfel, să fie șubrezite, diluate, astfel încât capacitatea ei de manevră pe spațiul european să crească. Deci a doua criză. Avem după aceea, cum să vă spun, eu de obicei unesc și spun Orientul Mijlociu ca și criza Uniunii Europene, că vorbim de refugiați, că vorbim de statul islamic și am avut înainte și Al-Qaeda, sunt de fapt fațete ale aceleași chestiuni. Orientul Mijlociu, în general, noi am operat mult cu conceptul de stat prăbușit. Și s-a tot discutat de subiectul ăsta, cred că poate ar fi cazul să trecem la nivelul următor, să operăm cu conceptul de regiuni prăbușite, pentru că în momentul ăsta Orientul Mijlociu este o regiune prăbușită. Este o regiune care a ieșit din funcționarea ei cât de cât predictibilă și stabilă pe care a avut-o până la primăvara arabă. Că e incapacitatea de modernizare, că au fost dictatorii, sărăcia, tineretul care nu are locuri de muncă. Avem ce discuta pe Orientul Mijlociu, dar într-un final, rezultatul este cel pe care îl vedem astăzi, cu excepția 1-2 state. Tunisia este un caz notabil, de-aia au și primit de altfel premiul Nobel pentru a fi scos și mai tare în evidență exemplul tunisian. Și poate Algeria, Maroc, un pic, cu câte apropii de Egipt. Egiptul pare să se fi stabilizat, acum militarii fac o treabă foarte bună acolo și, într-un fel, cred că Egiptul arată că, de fapt, soluția în Orientul Mijlociu e aceeași ca și acum 30 sau 40 de ani. O regiune arabă guvernată de arabi cu mijloace arabe. Asta este definiția dată de un profesor israelian, dar mi se pare cea mai bună abordare sau instrument la îndemâna noastră. E cam cinic, nu e o chestie foarte, cum să spun, idealistic vorbind, nu sună prea bine, dar nici nu suntem în postura în care să facem nazuri, neavând prea multe pârghii sau instrumente în momentul ăsta de reașezare a situației din Orientul Mijlociu. Deci Orientul Mijlociu, așa ca regiune prăbușită, este pe agenda Uniunii Europene. Și prin terorism, și prin refugiați, solicită puternic Uniunea Europeană. Mai avem de pus pe agenda asta de probleme. Avem Brexit-ul. Și, sincer, nu înțeleg încă de ce britanicii vor totuși să iasă din Uniunea Europeană. Se pare că în direcția asta tind lucrurile la ei. Înțeleg disputa pe care o au cu elita germană. Sunt niște lucruri care la noi nu se spun niciodată. Trebuie să cită presa britanică mai atent și printre rânduri. Este o mare negociere. Întotdeauna a fost o mare negociere între Germania și Marea Britanie vis-a-vis de mersul lucrurilor în Europa. Până la urmă așa a început primul război mondial. Am avut și alte momente de tensiune, inclusiv pe perioada războiului rece și după. E o mare negociere care se duce în momentul ăsta între cele două elite. Și simbolic, întotdeauna ne raportăm la chestiunea centrului financiar. În momentul ăsta, Londra este centrul financiar al Europei. Elita germană vrea să facă Frankfurtul centrul financiar al Europei. Este un joc de sumă zero.
unde va fi sau unde va continua să fie sau unde va fi noul centru financiar și e suficient ca să înțelegeți cât de delicate și de importante sunt aceste negocieri. Dincolo de această negociere între cele două elite și sunt articole tranșante în presa britanică, oameni de cea mai bună calitate care spun clar, noi nu acceptăm o Europa condusă numai de Germania. Deci dincolo de aceste negocieri, evident, e negocierea mai largă a Marii Britanii cu restul Uniunii Europene pentru a primi sau nu niște facilități, în fine, salvarea unora mai vechi, adăugarea altor noi. Acum s-ar putea să fie doar un pretext. S-ar putea, de fapt, britanicii să fie ajuns la niște concluzii mult mai preocupante și îngrijorătoare pentru ei legate de viitorul Europei și, de fapt, asta să fie doar un pretext pentru a ieși onorabil dintr-o Uniune în care ei nu mai cred. Bun, avem și chestiunea partidelor extremiste. De fapt, poate că ultima criză pe care a trebuit să o punem pe agenda asta este criza de încredere a propriilor cetățeni. Și la München, domnul Steinmeier a subliniat lucrul ăsta, că problema, președintele Schulz a subliniat chestiunea asta, că de fapt problema noastră cea mai mare este că cetățenii și-au pierdut încrederea în proiect. Și acum, dacă este să fim iarăși cinstiți să ne uităm în istorie, proiectul a funcționat, cum să vă spun, super bine. A oferit pace europei timp de 60 de ani, pentru că de asta și a fost făcută Uniunea Europeană, nu pentru dezvoltare economică, asta vind ulterior. Și la vremea respectivă nimeni nu spera că vom avea și bonusul ăsta, toată lumea a vrut să fie pace, să se evite al treilea război intra-european după primul și al doilea mondial. Deci am avut pace, a venit ulterior și dezvoltarea economică, am găsit o soluție, inclusiv prin lărgire, să stabilizăm și Europa Centrală, deci beneficiile au fost clare, evidente, lumea a trăit bine și foarte bine până în 2008-2009, când de fapt a venit nota de plată pe alte greșeli de funcționare, în special pe zona economică. Deci, Uniunea a fost capabilă să furnizeze cetățenilor cele două elemente pe care fiecare dintre noi le așteptăm. Siguranță, securitate și prosperitate. Ei bine, în momentul ăsta, și ăsta este un aspect pe care nu-l putem nega, pare, și de fapt, așa este, Uniunea nu mai e capabilă să ofere cetățenilor aceste două lucruri. Prosperitate, și noi românii nu prea suntem atenți la aspectul ăsta, că noi în spate avem mai ani grei. Încă ne aducem aminte de comunism, am trăit prost, ca atare suntem unii dintre noi, cel puțin mulțumiți cu ce avem astăzi. Dar când vorbești un occidental care realizează că anii buni sunt în spate și că în fața are numai ani grei, starea lui de anxietate și de pesimism este foarte mare. De curând chiar am văzut o analiză comparativă a optimismului Asia-Europa, comparativ. Deci Europa e propușită din punct de vedere psihic și Asia este plină de încredere și de vitalitate la întrebarea care, cum crezi va fi viitorul țării dumneavoastră, când te uiți la ce spun chinezii și ce spun vest-europenii, îți dai seama că în Europa avem o problemă. Deci e o criză de încredere în Europa, în această instituție. Asta este întrebarea mare. Mai putem conta pe ea, ne mai poate furniza? Și aici mă refer la România, mă refer în general. Securitatea și prosperitatea pe care ni le-a dus până acum. Și evident că la această întrebare, unii deja se grăbesc să dea răspunsul. Poate că au dreptate, poate că nu. E prea devreme ca să știm lucrul ăsta. De aceea, dar se bucură de atenție că așa au sporit electoral sau crescut electoral toate formațiunile astea de extremă dreapta care contestă formatul european în momentul ăsta. Nu toată lumea a avut de câștigat din formatul european. Asta este iar un lucru. Nici în România nu are toată lumea de câștigat din formatul european. Ăla care are averea controlată de ani și care trebuie să dea cu socoteala la DNA, blamează Uniunea Europeană pentru chestia asta. Că dacă nu era Uniunea Europeană, să fim cinstiți, n-avea de dat toate aceste explicații. Bun. Sunt oameni care întotdeauna au crezut că România e pe o cale greșită și au militat împotriva occidentalizării României. Deci și în România sunt români de-i noștri și te-ai discutat dacă au dreptate sau nu, care se bucură să vadă că Uniunea Europeană se clatină pe picioarele ei. Deci ceea ce este, după părerea mea, clar și lucrul ăsta nu poate fi contestat, este că Europa, Uniunea Europeană se clatină pe picioarele ei. Și cea mai bună dovadă este că la München au făcut un dita mai raport, foarte interesant, dar în timpul conferinței mai mulți lideri europeni, inclusiv primul ministru Valls al Franței, l-am văzut spunând s-ar putea Europa să dispară. Acum 4-5 ani, la nivelul ăsta, era de neimaginat să vezi un lider spunând așa ceva. Nimeni, nici măcar la nivel academic, nu îndrăzneau să facă afirmații atât de categorice. Acum, nu numai că se fac diferite valori la nivel, cum să spun, birocratic. Și aici v-aș da un exemplu. A fost informație publică. Anul trecut, guvernul olandez, premierul olandez, a pus un grup de cercetători, asta este un lucru extrem de important, Olanda are cercetători în zona relației internaționale, de fapt nu cau, că sunt folosiți de guvern, e un lucru important, că cercetători avem și noi, dar nu-i folosește nimeni. Deci, premierul olandez a pus un grup de cercetători să facă diferite valori, 1. Șansele de dispariție a Uniunii Europene pe formatul actual, 2. Recuperarea parțială, măcar a Uniunii Europene, pe alte formate.
Și îmi aduc aminte că prima dată am citit într-o revistă serioasă, cred că Newsweek era, acum vreo 5 ani, un articol întreg despre desființarea Uniunii Europene și la vremea respectivă se dădea și o soluție, reconfigurarea Uniunii Europene pe formatul vechii ligi anseatice. Marius Stoian, cred că s-a referit la aspectul ăsta. Germania și statele din jur, iar în formatul ăsta Olanda intra, Franța, de exemplu, nu intra. Bun, în același articol, acum că sap de la unul la altul, mi-aduc aminte lucruri importante. În același articol erau două țări în Europa date cu potențial mare de rupere. Una era Belgia, era în plină criză. A doua și care era paradoxal și dacă nu mă credeți, vă arăt articolul. Că l-am pe acasă, era România. Fără să fie explicată această afirmație. De ce e percepută România de autorul articolului ca o țară cu potențial de destrămare? Dar asta a fost, astea erau cele două țări pe lista respectivă. Dar aici am închis paranteza. Deci, de curând, și m-am oprit că am vorbit și așa prea mult. De curând au fost reuniune la Roma, cei 6 miniștri de externe ai țărilor fondatoare ai Uniunii Europene. Franța, Germania, Italia și Beneluxul. S-au întâlnit la Roma într-un format. Bun, evident, oficial nimeni n-a recunoscut formatul. Asta este știrea. 6 miniștri de externe s-au întâlnit la Roma. Dacă te uiți la cine numești și vezi că sunt, de fapt sunt țările fondatoare, te gândești despre ce a fost discuția și ce agendă or fi avut. Speculațiile de presă, și eu cred că sunt de luat în calcul, erau în zona asta, că a fost o discuție extrem de serioasă vis-a-vis de perspectiva Uniunii Europene, de ce se va întâmpla în perioada următoare și ce se poate face. Bun, mai am un minut pe care vreau să-l folosesc și încerc scuze dacă am vorbit prea mult. Ce poate să facă România? Păi, în primul rând, România poate să facă un lucru pe care, de exemplu, politicienii occidentali nu l-au făcut. Se explice francezilor și nemților că extinderea Uniunii Europene spre Est, spre Europa Centrală, a fost la fel de benefică și lor ca și nouă. Politicienii occidentali, vest-europeni, nu au făcut acest lucru, nu știu, din diferite motive de discutat. N-au avut, cum să spun, această inspirație să spună propriilor cetățeni, extinderea a fost bună și pentru noi, la fel ca și pentru ei. Dintr-un euro băgat pe diferite fonduri, într-o țară ca România sau Polonia, 70-80 de euro cenți s-au întors în Occident la companiile lor. Deci ei au avut de beneficiat la fel de mult ca și noi. Pentru că există această, de exemplu, mentalitate și asta este, se răspândește și este periculoasă. Poftim? Bun, acum sunt diferite valori. Eu am luat-o pe cea mai modestă, că 80, am zis... 80 de cenți dintr-un euro, nu? Bun, acum nu pot să returnez 100, adică un euro și din... Deci oricum, că nu ne lasă matematica. Dar ce vreau să spun este că ideea asta că extinderea spre Europa Centrală a fost o greșeală, că nu trebuiau să o facă. Acum deja văd germenii aceste discuții legați de NATO. Că uite dacă nu-i băgam pe Baltici ce bine era, că acum rușii sunt călare pe ei și noi nu putem apăra pe Baltici, nu avem cum și riscăm război și așa mai departe. Deci ideea asta că a fost o greșeală ca Occidentul să se extindă spre Europa Centrală, noi o putem combate pentru că avem și argumente, inclusiv argumente cum sunt cuantificabile, palpabile, date de economie și de contabilitate. Deci asta este o zonă. O altă zonă este aceea de a explica. Europa de vest a pierdut semnificația formării Uniunii Europene. Asta este un paradox. Și ei nu înțeleg că Uniunea Europeană este, în primul rând, un proiect al păcii. Europeanul leagă Uniunea Europeană, europeanul de vest, leagă Uniunea Europeană foarte mult de economie. Ei nu realizează că dacă pierdem Uniunea Europeană, ne întoarcem la secolul XIX. NATO s-ar putea să nu fie suficient de tare să împiedice revenirea la competiția între marile puteri. Și să știți că istoria nu e moartă. Asta este o gogoriță pe care am cumpărat-o și am vehiculat-o toți pentru că ne-a convenit să punem reconcilieri, bla, bla, bla. E aiureală. Istoria este atât de vie și atât de doritoare de răzbunare în anumite zone, încât dacă îi permitem să iasă din nou la suprafață, tot ce am construit în ultimii 60-70 de ani poate fi dărâmat. Și un ultim element de îngrijorare. L-am văzut pe Kerry la München, pe internet. Dumnezeu a venit cu un mesaj de liniștire, de calmare. Dar uitați-vă la discursul său. Nu e atât de greu. Suntem alături de voi. O vom rezolva. Avem resurse, capacități. Ne putem descurca. Deci, Kerry simte nevoia să relaxeze establishmentul european, care este extrem de îngrijorat și de preocupat. Și mesajul ăsta, că suntem alături de voi, pe care el l-a dat la München, mie mi se pare extrem de important. Pentru că aici am și eu niște elemente de ordin personal, niște discuții cu niște think tankeri de prin Statele Unite. Deja sunt cel puțin două think tankuri americane care dezvoltă programe de ajutorare și de consolidare a Uniunii Europene. Deci cum America, altă dată, a sprijinit formarea Uniunii Europene, a pieței comune, a sprijinit extinderea Uniunii Europene spre Est, a sprijinit trecerea la euro și așa mai departe, simte că în momentul ăsta Europa este se clatină, că poate fi pierdută, că asta ar fi o mare pierdere pentru ea ca țară, până la urmă suntem cei mai importanți aliați pe zona asta de Euroasie,
Și concluzia pe care establishmentul american o are în momentul ăsta, asta este că nu trebuie lăsat Europa să cadă, ceea ce este extrem de important. Problema e în altă parte. Asta este o gândire de establishment de centru, republicani și democrați care știu Europa, o cunosc, au, cum să spun, know-how-ul războiului rece și dacă întreb unde sunt capitalele pe hartă, pot să ți le arate. Problema e că s-ar putea legile care vin să schimbe acest establishment și la republicani și la democrați avem o mișcare anti-establishment, că și Bernie Sanders și nebunul ăla de Trump nu sunt oameni de centru și echilibrați. Și dacă ăștia pun mâna pe politica externă americană, se deschid perspective pe care nimeni nu le lua în momentul ăsta în calcul, pentru că erau ultra extremiste sau radicale să fie considerate ca fiind fezabile. Deci există în momentul ăsta trunchiul ăsta important și sănătos de gândire de felul ăsta, să nu lăsăm Europa să cadă, dar ăștia sunt centriști. Dacă ei pierd alegerile, și asta este marea miza în America, nu că vin republicani sau democrați, vin centriștii sau vin radicali, anti-establishmentul. Deci dacă centriștii pierd alegerile, cum să vă spun, în momentul ăla intrăm într-o situație absolut, cum să spun, greu de imaginat și pe care nimeni până acum un an, doi, n-ar fi îndrăznit să o ia în capul. Mulțumesc! Îi mulțumim domnului conferențiar dr. Iulian Porta și îl invităm pe domnul general de rezervă Alexandru Gluma. Este foarte greu să iei cuvântul după doi ilustri înaintași care v-au explicat fără să citească. Eu am să citesc pentru că încerc să fiu, să fac o poză a ceea ce se întâmplă la ora actuală în Uniunea Europeană și ceea ce am scris am pus sub titlul Europa în clivaj. Semnul exclamării, semnul întrebării. Într-o zi va trebui să reanalizăm arhitectura europeană în sensul în care un anumit grup de țări să adopte toate sistemele politice împreună, iar altele să se poziționeze pe orbită diferită față de nucleu, declara președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker mai departe de octombrie anul trecut la reuniunea Parlamentului European de la Strasbourg. Devastată de atacuri teroriste, zguduită de luni de insecuritate ale eurozonei, scufundată în victoriile partidelor populiste la alegerile parlamentare din diferite țări, supusă asediul unei crize a refugiaților fără precedent, înconjurată militar de Rusia, atacată de un război hibrid și de unul cibernetic, amândouă veide dinspre Moscova, Europa anului 2015 a fost una înderută și fără soluții. Atât proiectul european, cât și cel al democrațiilor liberale europene a fost sub amenințări pe care nu le-am mai întâlnit înainte. Întrebarea care se ridică este următoarea. A fost 2015 doar un an înfricoșător care va fi uitat repede? Sau a fost un an care va transforma politicile Uniunii Europene pentru viitor? Tratatul de la Maastricht din 92 nu ar avea numai fundația actualei Uniunii Europene, dar a dat naștere încet și sigur unui curent eurosceptic. Două lucruri au săpat la fundația liberală a Uniunii. Apariția partidelor populiste consolidate conceptual în țările europene, începând cu anii 1980, și măsurile antiteroriste luate de serviciile de informații după 9 septembrie. Măsuri care au subminat libertățile democratice. Un moment de traumă politică s-a datorat celor câteva luni de negocieri desfășurate între liderii eurozonei și noul guvern populist de la Atena, condus de Alexis Tsipras. Mulți cetățeni europeni l-au văzut pe populistul de la Atena, omul providențial care va scăpa Europa de austeritate. Dar când au aflat că l-au supraestimat pe liderul grec și au subestimat încăpățânarea liderilor europeni. Drept consecința dramei grecești, mulți oameni de stânga și-au pierdut încrederea în proiectul european și în alternativa de stânga. Imediat ce Grexitul a fost prevenit, Europa s-a confruntat cu criza refugiaților din Siria și Afganistan. Frustrarea datorată faptului că granița externă a Uniunii este ca și inexistentă, iar în interiorul Europei nu există granițe, zona Schengen, a generat un răspuns anti-european din partea dreaptă politică a Europei, lucru complicat și consolidat de atacul terorist din Paris. A fost o legătură între teroriști și imigranți? Nu știm. Presa și unii politicieni au spus că a existat această legătură. Un răspuns oficial nu avem. Cert este că de-a lungul și de-a latul continentului, politicienii populiști au cerut suspendarea acordului de la Dublin și a tratatului Schengen, doi piloni importanței Uniunii Europene.
ceea ce este comun celor două crize este vacuumul ideologic al elitei politice europene. Nimeni nu a reușit să producă o apărare convingătoare a valorilor fundamentale ale politicii neoliberale de austeritate. De partea cealaltă este, din păcate, o ideologie de dreapta unei schimbări radicale și a cărui lider este un politician care cândva a fost în elita curentului liberal european, primul ministru al Ungariei, Victor Orban. L-a transformat anul 2015 pe Victor Orban dintr-un politician care sfida uneori regulile europene într-un salvator al Europei. Să analizăm situația. Când premierul maghiar a folosit atacul terorist de la Charlie Hebdo să atace Europa pentru multiculturalism, de care a dat dovadă până atunci, condamnarea premierului a fost universală. Când a vorbit la începutul crizei refugiaților că vrea să păstreze Europa pentru europeni și Ungaria pentru unguri, puțini politicieni din elita Europei l-au condamnat. Când a vorbit la Madrid la Congresul European al Partidului Popular, caracterizând emigrații ca fiind o armată, el a fost primit cu aplauze frumoase. Și toate aceste evenimente au fost, atenție, înainte de atacul de la Paris. Anul în care am intrat de o lună și ceva va fi oare unul care îi va oferi liderul la Budapest alternative liberale? Merkel încearcă să apere o Europa deschisă refugiaților. Cu ce preț? Poate cu celălalt poziție de cancelar. În același timp, Orban se înconjoară de susținători din noua Europa a lui Rumsfeld. Mă aduceți aminte ce spunea secretarul apărării al SUA despre noua Europa în 2003. Premierul cec Miloš Zeman, premierul slovac Robert Fico și mai recent liderul polonez al Partidului Lege și Justiție Jaroslav Kaczynski, fratele geamăl, a fost din președinte Jaroslav. Politica nouă a conducerii de la Varșovia creonează deja un răspuns de centru-dreapta adresat Uniunii Europene, Partidul Lege și Justiție nefiind membru al Partidului Popular European. Este la ora actuală o acută și în creștere tensiune între îngrijorarea față de securitatea noastră ca cetățeni și protecția libertăților câștigate de-a lungul timpului. Cum acționăm în aceste condiții? În mod deschis, pe o vreme, un lider de la Bruxelles își exprimă temerea în legătură cu o posibilă dezintegrare a Uniunii Europene. Termenul revine tot mai des în analizele din presa europeană și în special din cea franceză, ceea ce este un motiv de neliniște. Unele sintagme prin frecvența cu care sunt folosite de mediile de informare devin de fapt adevărate barometre ale stării de spirit. Criza greacă, criza migratorii, ofensiva populismului, islamismul radical care proliferează chiar pe teritoriul Europei ca o provocare fără precedent, refuzul țărilor din Estul Europei de a mai accepta modelul multicultural și multirasial occidental, tendința centrifugă din sânul Uniunii Europene, atât de trist reprezentată de Marea Britanie, dorința Rusiei de a diviza Uniunea, criza Ucrainei, toate acestea sunt motive de angoasă. Vocabularul termenului europeni a evoluat și în anii care au trecut de la crearea modelului unic european. Acești termeni precum toleranță, integrare, model, au fost înlocuiți cu termeni precum criză, pericol integrist sau imigrație ilegală. Apariția unui termen precum dezintegrarea europeană în discursurile oficiale înseamnă că un vânt de panică începe să bată pe culoarele de la Bruxelles. Uniunea Europeană sau construcția europeană nu mai beneficiază de o culoare masivă printre cetățenii europeni. Prea multe războaie și prea multă mizerie s-au concentrat în jurul Europei într-un timp extrem de scurt, iar instituțiile europene nu erau pregătite să facă față unei policrize, termen tot mai des folosit de Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene. Donald Tusk, vorbind la Congresul Partidului Popular de la Madrid din 2015, imediat după Victor Orban și înaintea Angelei Merkel, a preluat o serie din ideile premierului Ungur, dar le-a prezentat pe un ton mai puțin războinic. Și am să citesc, solidaritatea noastră nu poate fi echivalentul naivității noastre. Nu putem abdica de la cele mai importante atribuțiuni ale noastre, prima dintre ele pentru autoritățile publice, fiind întotdeauna asigurarea securității comunităților noastre și protejarea granițelor. Și a continuat, nu putem pretinde niciun fel că marele val de migranți este ceva ce ne-am dorit și putem să-l manageriem prin politice noastre. Noi am pierdut acum abilitatea de a controla propriile granițe, dar pe de altă parte nu putem cădea în zona populismului sau a xenofobiei. Italia dorește, într-adevăr, cum a spus și domnul Fota, o modificare a tratatelor Uniunii Europene în așa fel încât să creeze o comunitate cu două viteze. Într-un interviu la Repubblica, Sandro Gozi,
secretar de stat al guvernului italian pentru afaceri europene, a declarat: ar exista un cer mai larg din care să facă parte toate țările din Uniunea Europeană și care să se bazeze pe piața unică și libertățile sale, printre care libera circulație recunoscută prin acordul Schengen. Un al doilea cer, mai restrâns, nucleul UE ar fi compus dintr-o zonă euro renovată și aprofundată, cu necesitatea de a avea un ministru de finanțe al Uniunii Europene care să fie supus votului Parlamentului European, precum și o adevărată Uniune Economică, având propria sa politică socială. Și ca să punem bomboana pe colivă, reprezentantul italian spune așa: dacă Europa rămâne prizoniera statului VO, cu o zonă euro în dificultate și cu un Schengen în stare proastă, ea riscă dezintegrarea și triumful populiștilor. Ceea ce este interesant este faptul că 5 președinți din zone diferite, dar pe care îi leagă apartenența la administrația Uniunii Europene, Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene Donald Tusk, președintele Eurogrupului, Mario Draghi, președintele Băncii Centrale Europene și Martin Schulz, au prezentat împreună un plan pentru o uniune politică mai avansată a celor 19 țări care folosesc moneda comună. Este un plan pe 10 ani care cuprinde 3 etape. Prima nu aduce nimic nou, fiind mai plând un răgaz politic, menit să pregătească țările vizate pentru marea noutate care constă în constituirea unei trezorerii a zonei euro și a unui supra-minister de finanțe. Dumneavoastră vă întreb eu acum, vedeți Anglia cu City în această constituție?